O citești ca o carte. Sau cum te uiți în fața la oglinzi
două minute, Jane, cât stai? După aia, ai uitat. Dar cei frați și surori care obișnuiesc să citească Scriptura, îți adâncesc privirea în cartea aceasta. Iosua, capitolul 1, versetul 8, dacă nu mă jert, cartea aceasta legii, să nu se depărteze de gura ta, cu și de când? Zi și noapte. Psalmul 119, versetul 11, dacă nu mă jert, strâng cuvântul tău unde? În inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta. Iubiți credincioși, aș vrea ca mica mea predică, micul meu cuvânt, aș vrea să-l intitulez echipament pentru un credincios. Și, fraților, credincioșul trebuie să fie, primul lucru, treaz. Așa, versetul 5. Dar tu fii treaz. Frați și surori, aduc aminte de tatăl Ilian, chelul care cunoaște, spune că bătrânii vorbiți la visuri, dar nu în adunare, ci acasă. Sper aici, prin mica mea, micul meu cuvânt, să nu ador pe nimeni. Frați și surori, Scriptura ne cere nouă să fim treji. Când ești treaz, poți să conduci. Când ești treaz, poți să gândești. Când ești treaz, poți să mergi înainte. Când ești treaz, poți să vorbești. Când ești treaz. Dar când dormi, când nu ești treaz, nu poți să faci nimic. Cred că înțelegeți ce vreau să vă spun. Și cred că sunteți de acord cu mine. Când suntem treji, putem să facem ceva. Când nu suntem treji, nu putem face nimic. Și cu durere în suflet, frați și surori, în secolul 21, mulți frați, multe surori, nu mai sunt treji în adunare. Nu mai sunt treji. Și când nu mai ești treaz, caut să-l vorbesc pe fratele meu. Când nu mai sunt treaz, caut să vorbesc de rău. Când nu mai sunt treaz, caut să scotesc lucrurile adresa fraților mei. Frați și surori, atâta timp cât lovim în fratele sau în sora, lovim în Domnul. Și aduceți-vă aminte că tot ce faci tu pe pământ, totul se va întoarce asupra ta. Fraților, am 40 de ani. În tinerețe am făcut greșeli și acum mai fac și Domnul să mă ajute să nu mai fac. Dar am observat, dacă l-am vorbit pe frate, m-a vorbit și altcineva pe mine. Și fraților, nu ne convine. De-aia Domnul să ne ajute, cum spune Apostolul, cum spune David, pune strajă cu linele ta. Amin. Când va sta cel rău, unde? În fața mea, înaintea mea. De aceea, dacă vrei să vezi Împărăția Lui Dumnezeu, dacă vrei să ajungi acolo, prima condiție este să fii treaz. Și atunci când ești treaz, nu mai faci faptele tinei pământești, care dumneavoastră știu că citesc Scriptura, știți ce spune acolo, sunt în jur 15 fapte? Dar când ești treaz, cauți să împlinești ce spune în Corinteni, capitolul 13, pe dragoste. Amin? Amin. Domnul să ne ajute să fim treji. Și să împlinim ce spune în Corinteni, capitolul 13. Dacă nu te supă cei care la calculator, aș vrea să pună pe... Că tu, dacă Dumnezeu trăim în secolul 21, ne-a binecuvântat, Corinteni, capitolul 13. Și vă rog frumos, că nu știu că fratele Criste vă mai spune să citiți acasă. Frați și surori, trebuie să citiți acasă Scriptura. Citeam în Vechiul Testament și spunea acolo Domnul, dacă veți citi această carte, aceasta va fi înțelepciunea voastră înaintea neamurilor. Frați și surori, în această carte noi putem căpăta înțelepciune, pricepere, dragoste. În această carte găsim aceste lucruri. Și dacă Dumnezeu spune, dacă vom asculta de cuvântul Dumnezeu, vom fi cap și nu poate. Noi ne place să fim cap și nu poate. Și cu durere în suflet, frați și surori, de mult o să fim cap. De ce? Pentru că nu-L ascultăm pe Domnul. Pentru că nu suntem treji. Doamne, îndură-te de noi și ajută-ne să fim treji. Repet, când suntem treji,
citim această carte. De ce o citim? Tot în capitolul 3, versetul 16, spune așa, toată Scriptura, toată, este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mutre și să dea înțelepciune în neprigănire. Și atenție! Pentru ca omul lui Dumnezeu, care dorește să fie treaz, spun de la mine, care dorește să fie treaz, da? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Este cuvântul Domnului. Așa este. Și de multe ori când mă ridic în acest altar cu frică și teamă, Doamne ajută-mă când vorbesc poporul. Te vorbesc. Și stau mult de multe ori cu Domnul cu ție înțeleată și mai tragi de mine și spune că să fie așa. Și frați și surori, nu convine. Așa e mândria asta pentru bărbat. Dar uneori dau și lume și... Doamne, dacă vrei, mă scuzați, dacă vrei să vezi Împărăția Lui Dumnezeu, prima condiție este să fii treaz. Dacă vrei să vezi Împărăția Lui Dumnezeu, să citești Scriptura. Pentru că toată această Scriptură este suflată de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. A doua categorie, a doua beneficiu. Dacă vrei să fii echipat pentru Împărăția lui Dumnezeu, spune Scriptura, rabdă suferințele. Rabdă suferință. Frați și surori, când trece prin suferință, este, dacă vreți să vă uitați, în 2 Timotei, capitolul care este fapt de Crist, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5, frați și surori, în suferință, de multe ori, ne place, de multe ori, din mai multe, de fapt, din mai multe ori, nu ne place. Dar vreau să vă spun și vreau să vă aduc aminte, că spune că în Împărăția lui Dumnezeu vom trece prin ce? Prin multe necazuri. Dar fericii pe cei care rață suferință, că după ce va răbda suferința, va primi ce? Cununa. Pentru cei care suferă, va primi cununa. Frații și surori, frații care mă cunosc, eu am un copil de 13 ani, care este bolnav, 13 ani. Trup e sănătos, dar mintea. Așteptăm îndurarea Domnului să-l vindece și am zis, Doamne, nu mă întorcesc. Că va vin fi vindecat, vă aduce mijlocul. Că Dumnezeu face minuni. Dumnezeu nostru este Dumnezeu viu. Aleluia. Dumnezeu puternic. Dumnezeu care face semne și minuni. Aleluia. Important este să rămânim în El. Și atunci când rămânem în El, ce face Dumnezeu? Rămâne în noi, cum spune Ioan, capitolul 6, versetul 57-57. Nu vreau să greșesc. Când eu rămân în Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos rămâne în mine. Doamne, ajută-ne să înțeleg lucrul acesta. Un credincios trebuie să-i fie echipat și cu suferință. Pe această cale a credinței, fraților, trece și prin încercări. Dar să nu uitați niciodată că în încercare, când în probleme, îl avem pe Fiul lui Dumnezeu cu noi. Ăsta este avantajul care îl au credincioșii și care îl au necredincioși. Când nu eram întors la Domnul, treceam prin suferință. Dar nu ne rugam la Dumnezeu. Dar când suntem credincioși, ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu ne înțelege în bărbăteană și ne dă putere să ne înainte. Cei care nu cunosc pe Dumnezeu sau îl cunosc la fapt, la Crăciun, la obiceiul să meargă la biserică, fraților, este o credință superficială. Dar noi care dorim din toată inima și dorim din toată inima să vedem Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că cred că ăsta e scopul nostru, fraților, de a vedea la biserică. Ne pregătim pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Cântăm la biserică, pentru că vom cânta în cer, predicăm Evanghelia, pentru că și acolo vom ajunge să predicăm Evanghelia. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta cu bucurie.
A treilea lucru? Fă lucru unui evanghelist. Dragii surori, dacă ne coborâm în noi înșine, când ne-am întors noi la dragostea de întâi, sau poate este cineva minunat care este în dragostea de întâi, vestim Evanghelia, nu prea cunoșteam mai mult Scriptura, dar spuneam ce bine ne-a făcut Dumnezeu, cum a scos Dumnezeu de la păcat la viață, cum a scos Dumnezeu din întuneric la lumină. Întrebarea care mi-o adresez și mi-o adresez, mai facem noi lucrarea aceasta evanghelist? Poate aici avem o scuză că nu știm limba. Dar slavă Domnului că sunt foarte mulți români aici. Și putem să spunem despre Domnul. Dar, frate și surori, câte lucruri vreau să vă spun. Înainte de a spune tu despre Domnul, vezi ca viața ta să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori noi, durere în suflet, am un frate, eu locuiam la Dormărunt, la vreo 70 de kilometri de București. Avem un frate care făcea navetă de la București la Dormărunt și predica Evanghelia cu atâta dragoste, cu atâta foc. Și erau zile când el nu era în trenul care facea naveta. Și spunea oamenii facea. Omul acesta care îmi predica Evanghelia, uite cum își trăiește viața. Și mă uitam la oameni și spuneam, sunt și eu în locul slăbiciunii. Dar nu priviți la ei, ci priviți la Domnul, la cei care vă predică Evanghelia. De aceea, frate și sori, de multe ori noi predicăm foarte frumos, dar trăirea noastră lasă de dorit. Și bine spunea Domnul, spunea soarele prin Domnul, să ne ajute Domnul să stăm în Domnul. Pentru că atunci când stăm în Domnul, vestim Evanghelia prin puterea Domnului Sfânt. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, fă lucru unui evanghelist. Al patrulea lucru este să-ți împlinești bine slujba. Frați și surori, fiecare din noi avem o slujbă. Nu știu dacă știți poezia aceea, Revolt în trup. Eu nu știu, am o soră la Würzburg care știe în jur de 50 de poezii pe de rost. Și am o mare stimă pentru profesor. Și spunea sora mea, mi-a rămas așa câteva versete în minte și spunea, pentru că nu sunt ochi, o să ieși din locul meu. Și spune că nu că ieși din locul lui, piciorul a strâvit. Frați și surori, Dumnezeu spune în Corinteni că a așezat în trupul lui Hristos mădulare, în trup. Noi suntem într-o biserică ca aceasta și nu toți suntem predicatori. Nu tot avem darul acesta. Nu tot avem darul să punem mâna în mâna, să ajutăm. Nu tot avem darul să cântăm. Să ieșim afară, să trăim în față, să cântăm. Dar dacă ne-am ști noi darul, va fi, biserica va trăi în armonie și în pace. Dar că nu ne știm darul, biserica nu trăiește în armonie și în pace. De aceea doresc din toată inima ca biserica aceasta, fiecare credincios, să-ți găsească darul la care l-a chemat Dumnezeu. Dar ca să faci lucrul acesta, tu și cu mine, trebuie să stăm în cămăruța noastră și să ne rugăm, Doamne, descoperim ce sunt pentru Tine. Mi-ai făcut să stau la ușă, mi-aduc aminte, eram mai tânăr ca acum, și m-am dus la fratele Ioan Chilu și am spus, frate, eram aproape, m-am căsătorit, eram aproape căsătorit și am zis, fratele, vreau să fac ceva pentru Domnul. Ok, fratele, doar am ceva pentru tine, să stai la ușă. Fratele, când mi-a spus fratele de chiar lucrul acesta, am vrut atâta bucurie, atâta faci, că pot să fac ceva pentru Dumnezeu. Dacă vreau și doar, până în vremea ca aceasta, nu ți-ai găsit locul în trupul lui Hristos, roagă-te Domnul să-ți găsești locul în trupul lui Hristos. Amin. Pentru că Scriptura spune așa, să-ți împlinești bine slujba. Tu ai o slujbă. Ești chemat de Dumnezeu să faci ceva.
Dragilor, de multe ori, dacă nu facem ceva pentru Dumnezeu, ne dă diavolul de lucru și facem pentru El. De aceea, aș vrea să vă conștientizez de lucrul acesta. Faceți, alergați pentru Domnul. Și diavolul nu vă mai da de lucru. Vă mai încerca, va veni peste dumneavoastră, dar dumneavoastră faceți și lucrați pentru Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Eu vreau să mă apropii de încheiere, pentru că vreau să dau drumul și în fratele Cristi. Și aș vrea să repet. Echipamentul pentru un credincios. Primul lucru este că trebuie să fie treaz. Dar tu trebuie să fii treaz. A doilea lucru, când ești treaz, citești Scriptura. Meditezi la Scriptură. Ai părtășie cu frații, cum spune în Faptele Apostolului, capitolul 2, cu versetul 42. Este rău ce? În legătura frățească. Este rău în învățătura apostolilor. Ei este rău în frângerea pâinii și rugăciuni. Și Domnul să mulțească aceste lucruri în jocul dumneavoastră. A doilea lucru este că când ești echipat sau când dorești să fii echipat cu echipat pentru împărăția lui Dumnezeu, mai treci și prin suferință, prin încercare. Dar niciodată să nu uiți că în încercare, în probleme, îl ai pe Fiul lui Dumnezeu cu tine. Și niciodată să nu uiți lucrul acesta și Domnul să te binecuvinteze cu lucrul acesta. A treia lucru, în versetul acesta, spune să facem lucrul unui evanghelist. Cu alte cuvinte, să mergem să predicăm Evanghelia. Și am spus atunci, viața mea trebuie să fie în Evanghelie și după aia să predic Evanghelia mai departe. Și Domnul să ne ajute să ne echipeze cu aceste lucruri. Al patrulea lucru este să facem ce? Să facem bine slujba. Și bine spunea fratele la rugăciune, păzește-ți piciorul, cum spune Ecclesiastul, când intri în casa lui Dumnezeu. Frașilor, de multe ori venim din obicei. De multe ori, uneori venim să vedem pe cineva. Dar cred că de multe ori avem această gândire. Vin să mă întâlnesc cu Domnul. Și atunci când vii să te întâlnești cu Domnul, Dumnezeu te binecuvintează. Atunci când vii să te întâlnești cu Domnul, pleci alt frate din locul acesta. Atunci când vii să te întâlnești cu Domnul, te faci mai bun spiritual. Și te faci mai aproape. Scriptura spune în Evrei, și cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răspătești pe cei ce-L caută. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să nu uitați. Dacă vrei să mergi pe cer, fii treaz. Dacă vrei să mergi spre cer, când vei trece prin suferință, niciodată să nu uiți că Dumnezeu este cu tine în suferință. Dacă vrei să mergi către cer, vestește Evanghelia și viața ta să fie în Evanghelie. Dacă vrei să mergi spre cer, roagă-te Domnul să-ți descopere locul tău în trupul lui Hristos. Și Domnul să vă binecuvânteze. Și dacă Dumnezeu ne va da har, o mai vizita, nu știu când, dar sper într-o zi să mai vin la dată. Și Domnul să vă binecuvânteze și să vă întărească și să alergați pe cer. Și Domnul să ne întărească pe toți. Amin. Amin.